V-aș invita să deschideți cu mine Scripturile la Galateni, capitolul 1 și vom citi Cuvântul lui Dumnezeu la versetul 6 la versetul 10. Pagina Sfânta Scriptură, 1139. Galateni, capitolul 1, versetul 6. Mă mir că treceți așa de repede de la Cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Nu doar că este o altă Evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Cum am mai spus, o spun și acum. Dacă vă propovăduiește cineva o Evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Caut eu oare în clipul aceasta să capăt bunăvoința oamenilor? Sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Amin. Amin. Așa cum spunea un scriitor moldovean, din patria mea, nu știu când sunteți dumneavoastră, dar eu mă bucur să fiu din nou la Sebiș. Și în special mă bucur că suntem la masa Domnului dimineața aceasta. Și aș vrea ca Duhului Dumnezeu să ne ajute să ajungem în starea aceea potrivită, încât să ne putem bucura de ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut eficient acum 2000 de ani, ceea ce Domnul Iisus Hristos ne-a câștigat pe crucea de la Calvar și nu poate fi furat de nimeni. În dimineața aceasta am citit textul din Galateni și mi-a fost puțin greu să aleg din ce text să vă predic, pentru simplu motiv că obișnuiesc să predic din Scriptură la rând, iau o carte și o predic toată. Și când merg undeva în vizită, nu știu care din predicile pe care le-am predicat să le predic. Totuși m-am gândit că este potrivit ca în dimineața aceasta să ne fie adus înaintea ochilor din nou Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Mulți oameni se înșeală cu privire la faptul că cred că odată ce ai venit la Domnul Iisus Hristos și te-ai confruntat cu Evanghelia pe prima dată, după aceea trebuie să urci undeva la un nivel sus, să lași lucrurile începătoare, că Domnul Iisus a murit, că a plătit pentru păcatele tale și așa mai departe. Aș vrea să vă spun un lucru. Același lucru pe care Apostolul Pavel a spus bisericii din Corint. În capitolul 15, Apostolul Pavel începe să vorbească bisericii din Corint din nou despre Evanghelie și spune: vreau să vă aduc, fraților, vreau să vă spun din nou Evanghelia pe care v-am propovăduit-o cândva. Același lucru vreau să fac în dimineața aceasta eu. Același lucru pe care Pavel l-a făcut întotdeauna. În Coloseni spune el: așa cum a spus pe Domnul Iisus, tot așa stă și umblați cu El. Nu există o altă metodă de a trăi în Sfințire. Nu există o altă metodă de a fi plăcut Domnului. Nu există o altă metodă de a umbla pe calea credinței decât aceeași metodă prin care noi am primit Evanghelia. De a rămâne strânși legați de Domnul nostru Iisus Hristos. Cel care ne-a justificat, Cel care ne-a regenerat, Cel care ne-a sfințit, Cel în care sunt toate bogățiile, cunoștințe, Cel în care avem tot ceea ce avem nevoie pentru viața aceasta pe pământ, ca să trăim în așa fel încât să fim plăcuți Domnului. Există un mare vânător pe pământul ăsta invizibil și ăsta este dracul sau satana. Și diavolul tânjește și se luptă din toată puterea lui ca să ne fure libertatea în Hristos. Diavolul se va lupta tot timpul vieții noastre să ne fure libertatea în Hristos. Să ne înjunge la un joc pe care nu putem purta nici noi și pe care nu l-au putut purta nici înaintea și noștri. Întotdeauna diavolul va încerca să ne fure atenția și privirea de la Domnul nostru Iisus Hristos. Citeam săptămâna aceasta Coloseni și am fost uimit să văd cât de îmbibată este epistola aceasta de Hristos. Și toată Scriptura este îmbibată de Hristos. Apostolul Pavel spune foarte clar că legea ne-a fost lăsată ca să fie un îndrumător spre unul singur. Spre Hristos. Ochii noștri nu trebuie să fie ațintiți spre Hristos doar când primim Evanghelia, ci ochii noștri trebuie să fie ațintiți spre Hristos pentru că în El putem să ne păstrăm mântuirea. În El putem să ne simțim. În El putem să trăim viața aceasta de credință. Dacă nu vom încerca să trăim în moralitate falsă,
O viață chinuită de pocăință. O viață care este, de fapt, o pocăință falsă. În lupta aceasta cu vânătorul acesta apric, Satan, trebuie să știm câteva lucruri. Și Apostolul Pavel vorbește despre lucrurile acestea în Galateni. Oamenii aceștia au primit mântuirea prin Domnul Iisus Hristos și au acceptat-o prin credință și prin mare. Dar la un moment dat, au venit un învățător care a spus, da, așa este, trebuie să-L aveți pe Iisus Hristos, totuși, pe lângă Domnul Iisus Hristos, trebuie să mai puneți ceva în lume. Și aș vrea să vă dau vreo trei variante ale Evangheliei acestea false care există și în zilele noastre. Dar înainte de asta, vreau să vă pun un test. Ca să ne dăm seama că credem o Evanghelie falsă, vă las următorul test în dimineața asta. Să presupunem că aveți o săptămână în care ați trăit extraordinar. Și în concepția dumneavoastră puteți trage concluzia la sfârșitul acelei săptămâni că v-ați comportat exemplar, că ați avut o viață morală și veniți duminică dimineața la biserică și să presupunem că este cina Domnului. Și aveți așa o satisfacție de sine și o împlinire. Dom'le, am fost săptămâna asta extraordinar. Uite, am trăit cum trebuie. Nu m-am mai gândit, poate, sau ce știu, fiecare cu păcatele lui. N-am mai făcut lucrul ăla. Nu m-am mai uitat la ce nu trebuie. N-am mai ascultat ce nu trebuie. Nu m-am mai certat cu vecina, cu soacra, cu soțul. Sau ce știu eu, alte păcate. Și o satisfacție de ce în inima ta, Domnule, am trăit cum trebuie. Și când e paralelul cu cina Domnului în mână, îi o opinie. Doamne, eu am trăit extraordinar. Ai băut vinul, ai luat pâinea, care simbolizează trupul și sângele Domnului și pleci acasă bucuros. Să presupune că este o altă săptămână, într-o altă lună, în care ai trăit vai și amar de tine. În care tu ești la viața ta din săptămâna aceea și ai putea să tragi concluzia fără doar și poate că ești nemântuit și neregenerat și Dumnezeu nu are nicio tangență cu tine. Pentru că mai sunt și săptămâni de astea. În care nu suntem nici noi mândri din noi înșine, nici oameni din jurul nostru, nimeni. Și vii la masa Domnului și vii în adunare și ești întristat. Și ești întristat din cauza ta, din cauza ceea ce ai făcut tu. Și te uiți la masa Domnului și zici, Dom'le, cum să mă apropie de masa Domnului? Păi eu am trăit în felul ăsta. Nu merit. Nu merit să mă apropie de masa Domnului. Și adevărul este că nu merit niciodată să te apropie de masa Domnului. Nu poți cânta de bucurie. Nu poți să cânti. Nu ai bucurie în inimă și stai așa și mor de o cântare acolo, încet, încet. N-ai niciun chef să cânti. Doamne, cum? Ce primești tu cântarea asta după ce am trăit în halul ăsta săptămâna asta? Nu poți să te rogi sau dacă te rogi, nu-ți auzi în glasul, te rogi în cer, nu știi ce să spui, că te gândești, dar unde să duce rugăciunea asta mai sus de tavan, că Domnul nu mă primește. Cum să mă primească dacă am trăit în felul ăsta săptămâna asta? Testul este acesta că noi credem o Evanghelie falsă. Dacă vii la adunare și nu te poți bucura pentru simplu fapt că Dumnezeu ți-a dat mântuirea și nu poți trece peste faptul că ai trăit așa cum ai trăit în săptămâna trecută și nu te poți să crede doar în Hristos pentru mântuirea ta și pentru primirea ta înaintea lui Dumnezeu, crede o Evanghelie falsă. Dacă vii la adunare și nu poți cânta, nu te poți ruga, nu te poți bucura cu față din cauza faptului că ai trăit cum ai trăit săptămâna trecută, crezi o Evanghelie falsă. Și știi de ce? Pentru că bucuria noastră ar trebui să fie legată de unul singur, de Hristos. Bucuria mea în dimineața aceasta nu este legată de faptul că în săptămâna trecută am trăit excepțional. Știți de ce nu e legată de asta? Pentru că nu am trăit excepțional și niciunul dintre noi nu am trăit excepțional. Aș vrea să-mi spun Evanghelia pe care o propovăduiește Scriptura, pe care a dus-o Domnul Iisus Hristos, este scandaloasă. Este un har scandalos. Când Dumnezeu vine și își dă Evanghelia gratis, prin har, prin credință, o dă tuturor celor care o primesc. Și ea nu va deveni pentru un om care primește mântuirea, nu va deveni o licență pentru păcat, ca să trăiască cum vrea el. Și am să explic imediat de ce. În dimineața aceasta vrea să vă apropiați, să vă apropiați de masa Domnului. Fie că luați din cină, fie că nu luați din cină, dar să vă apropiați de Dumnezeu și de prezența lui Dumnezeu. Doar pe baza ceea ce a făcut Hristos, nu pe baza a ceea ce a făcut dumneavoastră. Pentru că ce a făcut dumneavoastră nu este bun. Este parțial bun. Și toate faptele noastre bune au câte ceva rău în ele. Mântuirea și bucuria mântuirii nu trebuie să fie legată de nimic altceva decât de Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Și astăzi dau trei variante ale Evangheliei false care există în vremele noastre, dar înainte de asta aș vrea să vă spun Evanghelia adevărată. Ca să poți să vezi ce e falsul, trebuie să vezi care e adevărat. Și Apostolul Pavel în Galateni explică și face o apologie și argumentează pentru Evanghelia asta adevărată.
Galateni, capitolul 2, cum așa. Versetul 16. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit sau iertat. Știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos. Eu întreb, când este omul socotit neprihănit prin credința în Hristos? Doar că nu primește pe Domnul în viața lui? Sau tot trebuie să vezi? Tot trebuie să vezi că omul este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu numai prin credința în Hristos. Și spune Apostolul Pavel în continuare așa. Am crezut și noi în Hristos Iisus. De ce? Ca să fii socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii, pentru simplu motiv că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Păi de ce să nu fie nimeni socotit neprihănit prin faptele legii? Pentru că nimeni nu poate ține legea de săvârșit. Și nu ai niciun sens să încerci să fii socotit neprihănit prin faptele tale, că nu poți să trăiești așa cum ar trebui să trăiești. Asta este Evanghelia adevărată. Și spune el în continuare, în versetul 20 așa. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Apostolul Pavel nu spune că am primit eu pe Domnul în viața mea, am crezut în el și de atunci trag tare să îmi câștig așa o reputație bună înaintea lui Dumnezeu. Să se uite Dumnezeu din ce la mine și să spună, e extraordinar, ai trăit, îmi place de tine. Bravo, Andrei! Nu spune, trăiesc viața asta în trup în continuare în credința în Fiul lui Dumnezeu. Nu în continuare în credința în faptele mele. Dumnezeu niciodată nu ne primește înaintea lui, nu ne dă favorului, nu ne dă harului, nu ne dă binecuvântările lui din cauza ceea ce am făcut noi, ci din cauza ceea ce a făcut Hristos acum 2000 de ani, un lucru pe care nu poate schimba nimeni. Hristos a murit acum 2000 de ani și a murit atunci acum 2000 de ani. Nimeni nu mai poate schimba lucrul ăsta. Dacă Hristos a murit pentru tine, Hristos a murit pentru tine și nimeni nu mai poate schimba lucrul ăsta. Ăsta este harul scandalos pe care îl dă Evanghelia. Un har de care noi ne bucurăm. Asta este Evanghelia adevărată. Neprihănirea câștigată numai prin credință. Dumnezeu ți-a dat vina păcatelor și în al doilea rând Dumnezeu îți dă neprihănirea prin Hristos care a trăit perfect pe pământul ăsta, ți-o dă ție. Și când Dumnezeu se uită la noi, Dumnezeu se uită prin Hristos la noi. Și ne vede desăvârșiți. Deși în practică nu suntem așa și nu vom fi așa niciodată. Știți de ce nu are sens să ne punem încrederea în faptele noastre? Nici măcar în sfințirea noastră. Pentru că sfințirea noastră este continuă, dar este progresivă. Niciodată nu este desăvârșită pe pământul ăsta decât atunci când va veni Domnul. Și întotdeauna vei găsi ceva rău în tine și să spui și așa este, nu ești în regulă. Dacă te uiți la tine, dacă te uiți la modul tău de viață. Așa este, niciodată nu ești în regulă. Care sunt evangheliile false? Evangheliile false sunt următoare. Și am să vă dau doar trei așa cum am spus. Primul tip de evanghelie false spune ca să poți primi favorul lui Dumnezeu. Ca să poți fi mântuit. Este adevărat. Trebuie să crezi în Domnul Iisus Hristos, dar trebuie să mai faci și altceva. Acum crezi în Domnul Iisus Hristos. E bine, dar trebuie să mai faci și altceva. Aș vrea să vă spun un lucru. Întotdeauna când punem lângă Hristos încă ceva, Hristos plus ceva, totul se ruinează. Întotdeauna când punem lângă Hristos ceva, totul se ruinează. Mântuirea se primește doar prin har, doar prin credință, doar prin Hristos. Amin. Atât, punct. Nu putem să facem nimic în plus pentru mântuirea noastră. Nimic. Absolut nimic. Și poate că odată s-a născut în mintea dumneavoastră următoarea întrebare. Cum nu trebuie să facem nimic dacă Scriptura ne poruncește că atunci când venim la Domnul trebuie să credem și să ne pocăim? Este adevărat? Nimeni nu este mântuit dacă nu crede și dacă nu se pocăiește. Ori mântuirea doar prin Hristos, ori și prin credință și prin pocăință. Pocăința și credința nu sunt nici de fapt. Adevărul este acesta. Mântuirea se primește prin pocăință și prin credință. Dar pocăința și credința sunt niște daruri pe care le dă Dumnezeu. Amin. A citit fratele din Efeseni, capitolul 2, un text extraordinar. Când și prin har ați fost mântuiți și ascultați. Prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Spune în Faptele Apostolilor la un moment dat și toți cei ce erau rânduiți sau hotărâți să caute viața veșnică, de ce au făcut? Au crezut. Apostolul Pavel spune într-o epistolă, zice, voi n-ați primit doar harul
să credeți în Hristos, ci și să suferiți pentru El. Deci credința este un dar, este un har de la Dumnezeu. Nu este dată de Dumnezeu credința. Credința este instrumentul prin care noi primim mântuirea. Este ca un canal prin care Dumnezeu toarnă mântuirea în viața noastră. Pocăința. După ce se duce apostolul Petru și predică Evanghelia lui Cornelius și casei lui și mântuirea este dată neamurilor, biserica din Ierusalim trage o concluzie și spune că Dumnezeu a dat pocăința și neamurilor ca să aibă viața. Pocăința este un dar. Lui Timotei îi spune apostolul Pavel să îndrepte cu blândețe pe potrivnici în nădejdea că Dumnezeu le va da ce? Pocăința. Așadar, credința și pocăința sunt darurile lui Dumnezeu. Dumnezeu când vrea să mântuie un om, Dumnezeu vine și îl regenerează, îl naște din nou, îi dă credință și dă pocăință. Și omul acela își exercită credința și pocăința. El crede și el se pocăiește. Dar ele sunt darurile lui Dumnezeu. Și știți de ce lucrul ăsta? Știți de ce nu, este, nu sunt fapte și sunt darurile lui Dumnezeu? Ca să nu se laude nimeni. Ca să nu vină nimeni înflat înaintea lui Dumnezeu și să spună, Doamne! Ce credință autentică am avut eu, ce pocăință am avut eu, la câte păcate am renunțat eu, ce întoarcere la Dumnezeu am avut eu. Și adevărul este că a avut un toată la Dumnezeu și a crezut și s-a pocăit. Dar el a fost darul lui Dumnezeu. Și un om care se convertește cu adevărat nu vede întoarcerea la Dumnezeu ca fiind cauzată de el, ci vede ca fiind cauzată de Dumnezeu. Asta este Evanghelia Harului, că Dumnezeu ne atrage la el. Că Dumnezeu ne atrage la el, ne dă pocăința, ne dă credința și ne mântuiește. Și ne dă pe Hristos și ne dă toate binecuvântările împreună cu Hristos. Dacă nu l-a dat pe Hristos, nu ne va da toate lucrurile împreună cu El. Ba da, ne va da. Ba da, ne va da. Primul tip de Evanghelie falsă spune că primirea pocăinței, primirea mântuirii, este prin Hristos, dar este și prin fapte. Și este falsă. Primirea credinței, a pocăinței, a mântuirii, este doar prin Hristos. Este doar Hristos. Punct. Al doilea tip de Evanghelie falsă, și asta este mai populară prin bisericile noastre evanghelice, spune că pentru a-ți păstra mântuirea, nu doar pentru a-ți primi mântuirea, unii sunt de acord, da, bine, hai că suntem de acord că mântuirea se primește prin Hristos, da. Dar acum, frate drag, păstrarea mântuirii, prin fapte, trebuie tu să o păstrezi. Tu trebuie să o ții. Și adevărul este următorul. Într-un fel, într-un sens. Noi trebuie să ne ducem mântuirea până la capăt. Amin. Amin. Dar, spune apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 2, în felul următor. Versetul 12. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultător, și dă un îndemn aici, o poruncă. Duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai că sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Și noi spunem extraordinar. Deci mântuirea o primim prin Hristos în dar, dar păstrarea ei este prin faptele noastre. Fals. Majoritatea oamenilor nu citesc versetul următor care spune așa. Deci eu spune, duceți mântuirea până la capăt, care este responsabilitatea noastră, dar el spune așa. Versetul 13. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea lui. Ce ne dă? Și voința și învăluirea. Slavă Domnului! Eu dorm atât de liniștit și mă trezesc atât de liniștit și pot să-mi duc viața de sfințire atât de liniștit că știu că Dumnezeu îmi dă puterea ca să-mi duc viața de credință. Amin. Dacă nu ai mintea ta, nu poți să te vei trezi de dimineață și spui hai să fugesc să fiu mai bun și te străduiești tu să nu mai faci aia, să nu mai faci aia, să nu mai faci aia, să nu mai faci aia și se va întâmpla următorul lucru. Vei fac mental. Dacă stai și te gândești, este puterea lui Dumnezeu cea mare care îmi este pusă la dispoziție. Eu nu mă duc aici prin forțele mele proprie. Eu nu încerc aici să-mi plac mie sau oamenilor. Eu încerc să-mi plac cu Dumnezeu și Dumnezeu mi-a dat puterea Duhului Sfânt, o putere inimaginabilă, o putere infinită, prin care pot trăi viața de credință, prin care pot trăi frumos înaintea Domnului, prin care pot trăi după placul lui Dumnezeu. Și vei trăi în libertatea lui Hristos. Hristos este acela care te atrage pe calea Domnului. Hristos nu doar te mântuiește, ci Hristos îți duce mântuirea până la capăt. Ne dă după plăcerea lui și voința și învăluirea. Nu lăsați niciodată pe Satana, dragii mei frați, să vă fure bucuria aceasta a libertății în Hristos. Că mântuirea este primită, dar este și păstrată prin Domnul nostru Iisus Hristos. Apostolul Pavel spune în Coloseni, capitolul 1, în felul 2. Apropo de
Tatăl Sfinției și de a fi sfânt. Spune el așa. De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi. Și îi spune pentru ce să roagă. În versetul 10 îi spune pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul. Adică să trăiască în sfinție, să trăiască frumos, să nu trăiască în păcat. El se roagă să nu trăiască oameni în păcat. Și el spune, cum se poate întâmpla lucrul ăsta? Și zice, cerem să vă umpleți de cunoștința voiei lui, primul lucru. Al doilea lucru spune în versetul 11 așa, întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei lui pentru orice răbdare și nerăbdare cu bucurie, mulțumim Tatăl. Deci să ne umple de cunoștința voiei lui, dar tăria, puterea, ne este dată de Dumnezeu. Zice, întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei lui. Nu ne este dată puterea unui om ca să ne sfințim. Pentru că dacă ne-a dată puterea noastră sau puterea oricărui alt om, n-am putea să ne sfințim și n-am putea să trăim într-un chip vrednic de Domnul. Nu am putea. Nu am putea în niciun fel să facem lucrul ăsta. Primirea mântuirii este un dar de la Dumnezeu. Păstrarea mântuirii este tot un dar de la Dumnezeu. Dar acum și mai popular dintre noi este următoarea idee care este de față. Și este o imagine de față. Sunt unii oameni care spun, da, uite, suntem de acord cu tine. Mântuirea se primește prin har, prin credință, prin Domnul Hristos, este un dar. Păstrarea mântuirii așa este. Dumnezeu ne ajută să o păstrăm și așa mai departe. Dar uite, noi trăim viața din credință ca să-i răsplătim Domnului ce a făcut pentru noi. Încântăresc foarte bine cuvintele și următoarea propoziție o spun conștient. Este o blasfemie să spui că viața ta trăită pe pământul acesta este o răsplată făcută jertfei Domnului. Și motivul pentru care spun acest lucru este pentru că nimeni, niciodată, nu-i poate răsplăti Domnului ce a făcut El. Cum ne-am putea noi gândi că faptele noastre bune sau sfințirea noastră ar fi a putea fi pusă pe același nivel cu jertfa Domnului Iisus Hristos, care este infinită în valoarea și în puterea ei. Niciodată, dacă am trăit miliarde de ani și am trăit viața perfectă, nu am putea să răsplătim jertfa Domnului Iisus Hristos, care este jertfă de Dumnezeu și este infinită în valoarea și în puterea ei. Nimeni nu poate să răsplătească jertfa Domnului. Amin. Așa că sfințirea noastră nu este o răsplată adusă Domnului. Domnul nu are nevoie de răsplată din noastră. Domnul nu are nevoie ca să trăim și să demonstrăm noi ceva. Ce să demonstrăm noi lui Dumnezeu? Dar Dumnezeu nu știe ce este noi. Dumnezeu nu știe cum este inima noastră. Dumnezeu nu știe că suntem carne, că suntem țărână. Dumnezeu nu știe din ce suntem făcuți. Dumnezeu nu știe ce a făcut păcatul în viețile noastre și cât a distrus păcatul noi. Are nevoie Dumnezeu ca noi să-i demonstrăm noi ceva, să ne plinim o viață întreagă și să-i arătăm Doamne, uite ce frumos am trăit săptămâna asta. Săptămâna viitoare, urmă și mare, că s-o știe tot ce a făcut înainte. Viața noastră de credință, viața noastră de sfințire, umblarea noastră înaintea lui Dumnezeu nu este o răsplată adusă înaintea Domnului. Și un alt motiv pentru care nu este o răsplată nu este doar că nu poate fi comparată cu jertfa Domnului. Și al doilea motiv este tot în Efeseni, capitolul 2, unde spune Apostolul Pavel, zice, noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune și faptele astea bune de unde vin. Și îl spune foarte clar aici, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Deci te trezești de dimineață și în mintea ta trebuie să fie următorul lucru. Oare care sunt faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit dinainte ca eu să merg în ele? Nu este lucrătura minții tale. Nu este lucrătura înțelepciunii tale. Este Dumnezeu care îți pregătește o cale a sfințirii pe care tu să mergi. Și ar trebui să fie ușor să mergi acolo. Pentru că este puterea lui Dumnezeu în tine. Este Duhul lui Dumnezeu în tine. Acum se poate naște un gând în mintea noastră și bine să se nască. Dom'le, dacă totul este prin har, că totul este prin credință și totul este un da, și totul e numai Hristos aici, și foarte frumos să fie așa, oare nu cineva s-ar putea gândi, dom'le, dacă tot mântuirea e prin dar, apoi ce să ne mai chinim noi, nu? Ce să ne mai dăm noi silințele? Ce să ne mai luptăm noi? Putem să trăim cum vrem, că Domnul ne ia la două jucuri, nu? Suntem socotiți, neprihăniți, iertați prin credință. Noi credem, trăim cum vrem, și mergem în continuare și la sfârșitul vieții o să mergem în cer. Lucrul ăsta nu se poate întâmpla din următorul motiv. Dumnezeu când mântuiește un om,
face două mari lucruri, deși face multe, multe alte lucruri, dar face două mari lucruri în privința păcatului. În primul rând, îl iartă pe omul acela de păcat. Îl iartă complet de păcat. De păcatele trecute, prezente și viitoare. Eu sunt ferm convins înainte lui Dumnezeu că sunt socrotit de prigănit prin credință pentru tot ce voi face de aici înainte și nu va fi plăcut înaintea Domnului. Da. Dumnezeu nu ne iartă doar de păcate, nu doar ne iartă de păcate, Dumnezeu ne eliberează de păcate. Dumnezeu nu ne mântuiește ca după ce ne-a mântuit noi să trăim bine mersi în păcat, dar cu conștiința limpede că suntem iertați. Nu, Dumnezeu ne iartă de păcat și apoi Dumnezeu ne eliberează de păcat. De aceea Apostolul Pavel când prezintă Evanghelia Galaten 2 spune că suntem socotiți neprigăniți din credință și apoi spune am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu. Nu mai sunt planurile mele, nu mai sunt gândurile mele, nu mai sunt poftele mele, nu mai sunt păcatele mele, nu mai este trecutul meu, nu mai este viitorul meu, nu mai este prezentul meu. Eu nu mai exist. Când Hristos a venit în viața mea, mi-a dat o nouă identitate. Când eu primesc identitatea aceasta din Hristos, un om desăvârșit înaintea lui Dumnezeu, un neprihănit, regenerat, mântuit, sfințit, glorificat, mi-a pus împreună cu Hristos în locul necerești, mi-a dat Duhul Sfânt, mi-a preceput Duhul Sfânt, mi-a dat credința, mi-a dat pocăința. Toate darurile lui Dumnezeu din Hristos ne sunt date nouă. Când primesc identitatea aceasta în Hristos, pe mine nu mă mai interesează nimic. Eu nu trebuie să-mi câștig identitatea cumpărând un mașină și să arăt, Doamne, cât de deștept am fost eu și ce bine am făcut eu afacere ca să-mi iau o mașină în care și să-i dau totul pe spate, ce mașină am eu. Că dacă identitatea mea e legată de o tablă, dar de aia și sau pot păzea, nu stă și am făcut-o praf. Și identitatea mea s-a dus odată cu ea. De aceea mă mulțumesc cu identitatea pe care mi-a dat Hristos. Identitatea mea nu e legată de costumul meu și de hainele mele. Să nu am la aia de la Armani sau știu eu de unde, nu că e legățele a fie grele. Dar dacă identitatea mea și bucuria mea vine din faptul că sunt îmbrăcat mai bine decât nu știu cine, aia este o identitate falsă. Eu mă mulțumesc cu identitatea pe care mi-a dat Dumnezeu în Hristos, care este o identitate veșnică pe care nu mi-o poate lua nimeni niciodată. Amin. Nu am nevoie să trăiesc în păcat. Am libertatea în Hristos, mă mântuie, primesc libertatea de a trăi în sfințenie. Amin. Pentru că este Duhul lui Dumnezeu în tine care te face să trăiești în sfințenie. Nu este o sufocare. Mă întâlnesc de atâtea ori cu oameni și întreb, cum ai ieșit, frate? Și așa am mărât într-un dat, mă rog, frate, că nu ai cum să scrie, nu dă deloc senzația că Duhul Dumnezeu nu e în el. Deloc. Cum ai, frate? Păi să mai coboară firea de pe cruce. Nu există așa ceva, asta e o prostie. Unde scrie în Scriptură că firea se coboară de pe cruce? Am fost răstignit împreună cu Hristos și rămân răstignit acolo. Am încheiat-o cu viața veche. Am încheiat poate să-mi promită lumea că voi păcătui în viitor și așa este, au dreptate. Dar eu am înviat și cu păcatele alea. Prin Hristos, dragii mei, ce-a făcut Hristos 2000 de ani? Este ireversibil. Dacă Hristos a murit pentru mine acum 2000 de ani și a hotărât să mă mântuiască, Hristos m-a mântuit. Și mi-a mântuit. Și ne vom duce mântuirea până la capăt în frică și cu tremur. Trăim frumos înaintea lui Dumnezeu, pentru că Hristos trăiește în noi acum. Dacă Hristos trăiește în tine, nu poate să vină gândul ăsta satanic, drăgesc, din gura iarbii și să spui, a, bine că sunt iertat, acum pot să fac ce vreau. Nu, că Hristos este în tine. Hristos gândește în tine. Hristos acționează în tine. Hristos îți pune plăcerile în inimă. Nu mai ai plăceri pentru păcat, ai plăceri pentru sfințenie. Aș vrea atât de mult înaintea Domnului în dimineața aceasta să putem veni fiecare dintre noi și să ne apropiem de masa Domnului cu bucuria, cu bucuria că suntem priviți înaintea lui Dumnezeu pe baza lui Hristos, nu pe baza noastră. Nu există nici măcar un motiv pentru nimeni în dimineața aceasta ca să stea și să nu întindă mâna să ia legina Domnului. De acolo e expert, am luat texte din Scriptură și le-a interpretat în vrea el. E expert. Spune în Corinteni, Apostolul Pavel, fiecare dar ce să facă cu privire la sine însuși? Să se cerceteze. Nu spune fiecare să se uite la sine însuși să-și șteargă el de păcatele lui. Du-te și șterge cât vrei, că nu-mi placă păcatele de acolo. Singurul care șterge păcatele noastre este Hristos. Și o face prin credință, prin har. Și este un dar la Dumnezeu. Nu este numai sufocările noastre. Dacă te-ai cercetat înaintea lui Dumnezeu și l-ai lăsat pe Duhul lui Dumnezeu, să-ți arate problemele din viața ta. Și ai fost gata ca să te pocăiești de el. Nu există absolut niciun motiv ca să nu putem veni înaintea lui Dumnezeu în dimineața aceasta.
Spune foarte frumos în Evrei un cuvânt prin Duhul Sfânt rostit. Că astăzi, acum, avem intrare slobodă. Ce frumos e cuvântul ăsta. Slobodă. Liberă. Fără bariere. Fără legi. Unde avem intrarea asta? În odihna Lui. Înainte de Tatălui, în locul preasfânt. Acolo, în locul în care simbolizat era pe pământ de Sfânta Sfintelor, în care intra preotul odată pe an. Și spune acum Apostolul, zice, astăzi noi avem intrare slobodă, nu mai este perdeaua aia acolo. Pentru că Hristos, prin Hristos avem intrare slobodă în locul preasfânt. Nu încercăm, să nu încercăm niciodată și să ne ferim de blestemăția asta a diavolului. De a încerca să ne apropiem de Dumnezeu prin faptele noastre proprii. Că Dumnezeu nu ne poate primi prin faptele noastre proprii. Dumnezeu ne va primi întotdeauna numai prin Hristos. Amin. Aș vrea dacă se poate și dacă este cântarea așa pe care eu vreți tare mult. Așa cum sunt la tine, să cântăm împreună. Și așa cum suntem, venim la Domnul așa cum suntem, că nu putem veni altfel, că Domnul ne știe oricum. Dar minunăția și miracolul este că Dumnezeu ne primește așa cum suntem, dar nu ne trimite de la masa Lui așa cum a venit. Știți de ce venim la masa Domnului? Dacă am fi perfect, n-am avea nevoie de ea. Ce să ne amintim de ce? Că suntem perfecți? Nu, vii și te uiți la jertfa Domnului și la ceea ce simbolizează jertfa Domnului care te-a plăcut de păcat și te uiți acolo pentru că ai păcat. De asta vin. Pentru că Domnul se trece și am nevoie din nou de curățire. De asta vin. Nu vine pentru că sunt perfect, că dacă aș fi perfect, n-aș mai veni aici. N-am nevoie de sângele Domnului. N-am nevoie de jertfa Domnului dacă aș fi perfect și de desăvârșit. Vin pentru că am nevoie. Pentru că am nevoie din nou, de curățire. Haideți să intrăm cu toți în locul preasfânt, înaintea lui Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos. Amin. Amin.